Viața mea tu mi-ai schimbat, Iisus. Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte. Ce-ai făcut tu, Domnul, din mine? Asta da viață. Dar eu ce să fac cu viața mea? M-am cam săturat de viața asta. Dar viața asta e frumoasă. Se mai poate schimba ceva în viața asta? Vieți transformate. Bun găsit, dragi prieteni, la ediția de astăzi a emisiunii Vieți Transformate. Cred că ați așteptat-o cu nerăbdare. Sunt Ioan Ciobotă, realizatorul emisiunii, și invitata mea de astăzi este Oana Grigore. Să nu zic prea multe cuvinte, Oana, te rog, prezintă-te. Crezi că eu aș putea să spun mai multe cuvinte? Am 23 de ani, am terminat facultatea de asistență socială, sunt necăsătorită. Oana, spune-ne, te rog, cum ai ajuns să-L întâlnești pe Dumnezeu? E o poveste lungă. Dacă, spune-ne. Dacă vrei, încep cu începutul. Păi, cred că prima oară când am înțeles că nu există Dumnezeu în concepția mea a fost atunci când tatăl meu a murit. Eu aveam 12 ani, pentru mine tata însemna foarte, foarte mult. Mama era o tipă care era cam cu represaliile, cam cu bătăița, cam cu gura mare, așa cum sunt unele mame. Tata era singura persoană care mă înțelegea, deși și el era cu bătaia. Era un om foarte aspru și întotdeauna l-am respectat pentru faptul că ne pedepsea doar atunci când greșeam. Era un om drept, deci nu exista. Când greșai, venea și pedeapsa. Și de felul meu, a fost o persoană credincioasă. Pentru ce, mine... ce credeai înainte? Spuneai că în momentul când a murit tatăl tău, ai renunțat să mai crezi că există Dumnezeu. Cum credeai înainte? Cum îl vedeai înainte pe Dumnezeu? Da, e un fel de a spune că am renunțat să cred în Dumnezeu, pentru că pentru mine Dumnezeu era o scurtă rugăciune, eventual un tatăl nostru, un semnul crucii înainte de un extemporal sau o lucrare sau o teză importantă. Asta era pentru mine Dumnezeu. Sau anumite ritualuri de Paște, de Crăciun, lucruri pe care nu le înțelegeam foarte bine, dar mă atrăgeau pentru că era acel mister pe care nu îl înțelegeam, dar era ceva deasupra mea, ceva ce trebuia respectat. Cam asta însemna Dumnezeu. Introdus așa în șabloanele mele strâmte și în vederile mele înguste. Ei, la lucrul ăsta am renunțat la 12 ani când am spus că Dumnezeu nu există. Tatăl meu a murit și nu eram pregătită să pierd singura persoană căreia îi păsa de mine. Cel puțin așa vedeam atunci, intram în adolescență, aveam, știți, gândurile acelea că ești neînțeles, că vai ce geniu ești tu și toată lumea e vai de capul ei. E, și în perioada asta critică, tatăl meu a murit, am hotărât că nu există Dumnezeu și așa mi-am continuat viața. Să nu vă închipuiți că aveam o viață imorală. Privită din exterior, eram un om perfect, un om de bază al societății, nu aveai nimic să-mi reproșezi. Dar cred, sunt sigură că Dumnezeu m-a avut așa în vizor. Și am ajuns să-L cunosc pe Dumnezeu prin suferință. Dumnezeu m-a zdrobit teribil de mult. Aveam probleme cu plămânii. Nu se știa foarte clar ce am. Am mers pe la foarte mulți doctori, tot felul de investigații. Mă rog, nu se știa ce am. Și am ajuns în sanatorii. E, sanatoriile pentru mine au fost piatra aceea de moară, care m-a zdrobit, a scos seva din mine. Și acolo, întinsă pe un pat de... într-o rezervă pe un pat de spital, mă gândeam, no, Dumnezeu nu există. Ce a greșit un copil de 12 ani încât să-l zdrobești prin suferință? Nu, clar. Deci încă o dată mi s-a întărit ideea că Dumnezeu nu există. Și asta a fost un pas important în întoarcerea mea la Dumnezeu. Am ajuns până în momentul în care eram la un pas de moarte și nu mi-era frică, pentru că știam că nu e nimic dincolo. Deci nu aveam frica morții. Adesea am trecut foarte aproape de ea. Dar... Deci asta era filozofia ta de viață, da, în momentul respectiv, începând la vârsta de 12 ani, când a murit tatăl tău, și până mai târziu. Cum ai ajuns să-L întâlnești pe Dumnezeu? M-am împrietenit cu un băiat. Și băiatul respectiv a început încet, încet să-mi demoleze ideile mele fixe. Ce făcea? Tot timpul îmi spunea... El era creștin? Nu.
Nu în adevăratul sens al cuvântului, însă el avea așa o concepție a lui despre Dumnezeu. Dar faptul că noi discutam despre lucrurile astea așa cum discutam despre orice alt lucru, mi-a produs fisuri. El zice așa: Oana, nu mai încerc cu niciun argument să te convin că nu există Dumnezeu. Eu vreau doar atât să te gândești. Dacă n-ai dreptate și dacă totuși există. Într-adevăr, fisurile s-au produs, mă tot gândeam, dar eram mult prea mândră ca să-i dau dreptate. Eram în liceu, în clasa 11-a, când m-am mutat cu o altă colegă de bancă, o noutate pentru mine. Mama colegei mele de bancă a fost internată în spital. Și acolo, în spital, în suferințe mari, avea o colegă de salon care cânta. Și suferințele acestei paciente erau mult mai mari decât ale mamei colegei mele. Și dumneavoastră se tot întreba: măi, femeia asta e nebună, cum poate să cânte tocmai când trece prin astfel de suferință? Și a răbdat o zi, două, și a treia, și a patra, până când i-a zis: doamnă, ce aveți dumneavoastră de cântați? Este bine, normal să reacționeze. Da, da. Să reacționeze așa la un moment dat. Și mai ales că auzea și cuvintele melodiei. Deci nu erau cuvinte obișnuite, erau cuvinte care cuprindeau cuvântul Dumnezeu, Iisus Hristos, mântuire, pace, liniște, fericire, bucurie, Doamne. Inimaginabil în spital când dumneata despre așa ceva. Hai, lasă-mă. Ei, și dumneai a povestit. Eventual ai putea să cânți împotrivă, pentru că... Deci a permis Dumnezeu să ajungi în spital. Sigur, chiar ce spuneai mai înainte. Sunt mulți care zic: dacă Dumnezeu e bun, de ce îngăduie suferința și de ce tocmai eu și de ce tocmai așa? Și, mă rog. Doamna aceasta a fost o mărturie foarte bună pentru mama colegei mele și în câteva zile i-a prezentat Evanghelia pe scurt. Dumneaei s-a încrezut în Domnul Iisus Hristos, cel care poate să ia suferința și, chiar dacă nu-i o ia, poate să-i dea bucurie în mijlocul suferinței. A vorbit cu colega mea la telefon și i-a spus: uite, mamă, uite ce am întâlnit eu în spital, uite, viața noastră n-a fost cum trebuie, hai să ne îndreptăm. Ce-ar fi să o iei tu pe Oana și să mergeți duminică la biserică? Ea mi-a propus să mergem la biserică. Aveam o altă colegă la altă clasă care mergea la o astfel de biserică evanghelică și ne-am dus la ea, am căutat-o și am spus că vrem să venim. Da, ok, hai, veniți. Bine, eu o făceam pentru colega mea de bancă. Nu prea aveam eu chef să renunț la serialele de duminică dimineața, când, oricum, erau faine. Era încă mirajul ăsta al televiziunii 24 de ore din 24. Eu m-am întors la Dumnezeu în 91, deci încă nu eram obișnuită după cele 2 ore de program pe zi de televizor, deci... Era totuși o fascinație pentru mine și totuși am renunțat. Și ducându-mă la biserică, am întrebat-o pe colega cea care ne-a luat la biserică: măi, oamenii ăștia o să mă primească și pe mine? La care ea a zâmbit și a zis: bineînțeles că o să te primească. Auzi, dar ia spune-mi tu, cum arată? Dar de ce mă întrebi? Sunt oameni obișnuiți. E, nu, uite, știi cum imaginez eu, că sunt așa în jurul focului, bărbați cu barbă lungă și femei cu fuste largi. De ce? Nu pot să vă zic de ce, asta era imaginea în capul meu. Mă rog, am ajuns acolo, am intrat prima oară înainte de serviciu divin, de serviciu religios. Ei aveau o întâlnire cu tinerii, studiau Biblia, mai discutau, se mai salutau între ei. Și prima oară când am intrat acolo, cei din biserica unde merg eu se salută cu pace, în virtutea salutului pe care Domnul Iisus l-a spus după înviere. Deci primul cuvânt a fost pace vouă. Ei, prescurtat, ei se salută cu pace. Eu nu prea auzeam bine și n-am auzit salutul. Am trăit o panică în momentele alea cumplite, pentru că eu n-auzisem cuvântul și am zis: opa, parola, să știi că dacă nu știu parola, nu mă lasă să intru în biserică. Și m-am strecurat așa pe lângă zid, încet, încet, pentru că vreau să ajung acolo. Era curiozitatea, trebuie să recunosc, nu altceva. Și am ajuns acolo, m-a impresionat căldura oamenilor, dar nu înțelegeam nimic. Eu nu citisem Biblia niciodată, nu avusesem Biblie în casă. Țin minte și acum că o împrumutasem de la o colegă, vroiam să o citesc doar așa, să...
cum să zic, când mă întreabă cineva, să zic, da, domne, am citit și eu Biblia, adică uite ce deșteaptă sunt. Am cultură și nu glumă. E, am început eu, dar când am început cartea Exodul, deja m-am împotmolit. Nu prea mai înțelegeam eu de ce atâtea genealogii, nu înțelegeam. Și m-am lăsat pe gubașă, dar eram mulțumită că dacă mă întreba cineva, puteam să zic, da, am citit din Biblie. Și țin minte și acum, după Revoluție, primii mei bani de buzunar, 500 de lei, era o sumă pe vremea aceea, destul de mare, mi-am cumpărat o Biblie. Și cu Biblia asta m-am dus la biserică, dar nu înțelegeam nimic. Absolut nimic nu înțelegeam, nu știam. Dar încet, încet, cam 3 luni a durat procesul ăsta. După 3 luni am luat hotărârea că am nevoie de un astfel de Dumnezeu și, culmea ironiei, că Dumnezeu câteodată e așa șugubăț și glumeț, am cerut să fiu mântuită, i-am cerut lui Dumnezeu ajutorul să mă schimbe, să mă transforme, să am o viață transformată, să am și o parte de mântuirea asta pe care ne oferă atât de gratis și de grandios. Știți când? La 4 ani, în aceea zi în care tatăl meu a murit. Deci în ziua în care eu am spus nu există Dumnezeu, la 4 ani diferență am spus da, există Dumnezeu și nu că există, am nevoie de El. Asta e pe scurt. Cu ce erau diferiți oamenii din biserica în care ai mers? Ai spus că erau diferiți, aveau o căldură deosebită. Prin da. Ce anume se făceau diferiți față de cei pe care îi cunoșteai? Nu știu dacă mi-am dat foarte bine seama atunci, îi simțeam că sunt altfel. Îmi plăcea că erau foarte deschiși unii față de ceilalți. Erau oameni simpli, chiar foarte simpli și în îmbrăcăminte și în felul de a se aranja. Oameni simpli, dar căldura de pe chipurile lor era ceva aparte și cred că am simțit altceva. Probabil că în duhul meu, acum conștientă fiind că omul este nu numai trup, ci și duh și suflet, cred că în duhul meu am simțit ceva, că ei sunt altfel. Undele lor au interferat cu ale mele și mi-am dorit să vin și a doua duminică și a treia duminică, deci am renunțat la filmele de duminică, tocmai pentru că vroiam și eu să fiu ca ei. Eu nu doream să fiu ca Iisus, pentru că eu nu-L cunoșteam pe Iisus, dar vroiam să fiu ca ei. Și într-un fel, cred că nu am greșit, pentru că fiecare creștin este o imagine a lui Hristos. Și dacă ar fi să... Deci dacă comportamentul unui creștin este corect, nu e diferență între el și Iisus. Și am spus, da, Doamne, ca ei vreau să fiu, ca ei vreau să fiu. Acum ai citit Biblia? Ai spus că la început îți părea un domeniu foarte arid. Am început să citesc din ea și îmi place foarte mult. Sunt încă lucruri pe care nu le înțeleg din Biblie. Dar tocmai aici mă gândesc cât de fain lucrează Dumnezeu. Adică nu-ți dă chiar totul pe tavă. Trebuie să depui un pic de efort ca să prețuiești ce ai înțeles din ea. Sunt lucruri pe care nu le înțeleg încă. Sunt pasaje din Biblie pe care nu le pătrund cu adevărat. Dar mă gândesc, nu-i nimic, Doamne. Mai am de crescut în credință și în statura spirituală și Tu îmi vei arăta. Nu unui copil mic, nou-născut, îi dai, sau nu nou-născut, la 1 an și jumătate, îi dai cănuțe de plastic și farfurițe de plastic. Nu o să-i dai căne adevărate. Deocamdată mă joc și eu cu astfel de cănuțe. Dumnezeu, când o crede El de cuvință și când o crește în statură, probabil că o să-mi dea și căne adevărate. Aveam un prieten care a rămas foarte mirat când i-am spus că Biblia poate fi citită de la un cap la altul, de orice muritor de rând. E adevărat. Eu începusem să citesc Vechiul Testament, Geneza, foarte ușor la început. Pe Exodul am înțeles, la Numeri m-am împotmolit. Însă, când am venit la biserică, prietenii pe care deja mi-i făcusem m-au sfătuit să încep cu cele 4 evanghelii. Cele 4 evanghelii sunt prezentarea pe scurt a vieții Domnului Iisus și pentru mine a contat foarte mult să le citesc pe acestea. Și cred că dacă nu puteți să citiți restul Bibliei, dacă citiți cele 4 evanghelii, veți găsi cu adevărat acea fântână de viață vie. Citiți-le doar pe acelea dacă nu înțelegeți restul și apoi o să vedeți că puteți să citiți și celelalte cărți ale Bibliei. Ce reprezintă acum Dumnezeu pentru tine? Multe și cred că aș putea să vorbesc ore în șir. Cred că reprezintă, așa, într-un mod egoist, de a spune, confidentul meu. Este ajutorul meu, este cel pe care îl iau și în magazine cu mine și zic, uite, Doamne Iisuse,
chestia aia. Deci aș să mi-o cumpăr, să nu mi-o cumpăr. Este și cel cu care merg la doctor împreună și îi spun: Doamne, uite, acum mi-e frică să intru. Hai cu tu cu mine. Și intră cu mine. Este cel de care nu mă despart niciodată. Cel care merge cu mine oriunde. Și mă gândesc că e mare privilegiul acesta. Să zicem, de exemplu, că președintele Statelor Unite te-ar m-ar invita la un dineu. Păi aș fi foarte onorată, nu, de cinstea asta pe care mi-o face și o seară doar și câteva ori la un dineu, poate nici n-aș da mâna cu dumnealui sau nici n-aș vorbi cu dumnealui. Dar faptul că m-a invitat e așa ceva extraordinar pentru mine. Păi și atunci cum să nu mă gândesc dacă Dumnezeu e mult mai mare decât toți președinții și eu am privilegiu să fiu în fiecare zi cu el. Nu numai la un dineu, nu numai o dată pe zi la masă când mă rog și zic mulțumesc pentru bucatele astea. Nu la culcare doar când îi zic: Doamne, eu mă cul, dar tu stai trească, mă păzești și că ai grijă de sufletul meu. Nu, eu tot timpul sunt cu el. Păi ce privilegiu e ăsta. Și nu numai că e lângă mine, dar pot să vorbesc cu el și poate să-mi vorbească. Asta e foarte important pentru mine. Cum îți vorbește Dumnezeu? Cum îmi vorbește? Nu întotdeauna aud glasuri: Oana, acum trebuie să faci așa, așa, așa. Nu. Nu cred că în felul acesta, dar există o voce lăuntrică, în sensul un îndemn. Să dau un exemplu foarte concret. Și eu greșesc și încă mai fac greșeli. Încă n-am scăpat de toate greșelile din viața mea. Dar în momentul în care fac ceva greșit, e ceva care îmi spune: a, iar ai greșit, ai grijă. Vocea aia nu poate să fie a mea. Nu? Este vocea lui Dumnezeu, e vocea aceea lăuntrică care îți arată: n-ai făcut bine nici de data asta. Ia, încearcă să te îndrepți. Dar eu cred că Dumnezeu îmi vorbește și prin Biblie. Și eu cred că în Biblie găsești toate răspunsurile cu privire la viața ta. Dacă există ceva specific unde Biblia este în zona gri, nici alb, nici negru, eu cred că Dumnezeu îți arată specific pentru viața ta ce să faci și cum să faci. Dar nu, Dumnezeu nu ne vrea niște oameni la orice pas: auleu, ce să fac? Auleu, ce să fac? Pentru că nici tu când ai un copil lângă tine la început vrei să te întrebe, dar devine obositor să te întrebe să fac pasul stâng sau pasul drept când urc scara. Deci te întreabă la decizii importante, dar deja vrea să învețe. Când ai 2 ani știi că trebuie să te speli pe mâini, când ai 7 ani știi că trebuie să te piepte. Nu mai întrebe Dumnezeu trebuie să fac sau nu trebuie să fac. Cred că trebuie să creștem în statură și ne vom da seama de toate aceste lucruri. Oana, cum au decurs relațiile cu prietenul tău? Cu prietenul meu. Chiar după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu, eu am încercat să îi explic. Și cu naivitatea noului născut în Hristos, n-am prea știut să fac lucrurile bine. Ai ajuns, leneșule, să te împrumuți de la vecina ta furnică. Până mai ieri, el te învăța pe tine. Da. Acum ai ajuns să-l înveți tu pe el. Da. Probabil că n-am făcut-o corect și probabil că am făcut-o dur. Oricum, bănuiesc că n-am avut prea multă înțelepciune. El când a văzut că începe să mă piardă, în sensul că nu ne mai întâlneam atât de des și eu vorbeam despre altceva, deci a simțit într-un fel că îi scap printre degete, m-a cerut în căsătorie. Să se asigure că voi fi a lui, deci că nu mă scapă. Eu eram în clasa 11-a și plănuisem să dau la medicină, să devin medic și îmi promisese deja că mă așteaptă, oricât ar dura, numai să-i promit că voi fi soția lui. Și deci eu eram în clasa 11-a, aveam planuri mari pentru viitor, să dau la medicină, dar el îmi promisese că mă va aștepta. Și nu știu cum am avut puterea să-i spun nu, deși m-a durut în momentele alea, pentru că eram de 2 ani prieteni și aveam planuri mari împreună. Chiar dacă niciodată n-a fost specific spus că ne vom căsători, planurile de viitor erau făcute. Poate că mulți nu știu câți au trecut prin fața acestui microfon și câți au depus mărturie pentru Dumnezeu și pentru viața lor transformată. De multe ori ne așteptăm ca oameni profund apăsați de păcat, adânc în mocirile păcatului, să fie ridicați de Dumnezeu și să fie restaurați, refăcuți, reînnoiți și să devină oameni puri.
La mine nu a fost așa, în sensul că cine se uita la mine vedea un om moral. Nimic din imoralitatea acestei societăți nu se vedea în viața mea. Deci pentru mine schimbarea nu a fost neapărat exterioară, cât interioară. De exemplu, prietenul meu, ca orice tânăr care nu-l are pe Dumnezeu, făcea și anumite avansuri și cred că înțelegeți la ce mă refer. Însă refuzul meu nu a fost fondat pe concepția mea despre Dumnezeu, pentru că eu nu credeam în Dumnezeu, dar aveam ceva lăuntric în mine care îmi spunea, nu, trebuie să te căsătorești și după aceea vei face și lucrul acesta. Și eu cred că de asta am fost în planul lui Dumnezeu și de asta toți oamenii sunt în planul lui Dumnezeu, numai ei să dorească lucrul ăsta. Există în om chipul lui Dumnezeu. Și eu aveam lucrul ăsta, vocea aia lăuntrică ce îmi spunea, nu e bine să faci lucrul ăsta. Țin minte de o povestioară despre un lord care, trecând cu caleașca, a găsit o monedă în noroi și s-a oprit caleașca și a luat acea monedă plină de noroi, la care majordomul i-a spus, sire, te oprești, vă opriți dumneavoastră să băgați mâna în noroi pentru această monedă, dă un penny, și l-a spus, nu ridic din noroi pentru valoarea lui, pentru valoarea bănuțului, ridic pentru că are chipul reginei pe el. Și eu, într-adevăr, aveam chipul lui Dumnezeu, pentru asta a băgat Domnul Iisus mâna în noroi după mine și m-a scos și m-a curățat. Slavă lui! Oana, dacă tot ne-ai dat exemplu cu lordul care s-a plecat să ia penii din noroi, pentru că avea chipul reginei imprimat pe el, la fel cum Dumnezeu s-a coborât să ne ridice pe noi, din noroiul în care ne aflam, din noroiul păcatului, îți propun să ascultăm o melodie. Uh-huh. Mă aflam pe mea cărare, cântă grupul Apel Trio. Wow, mulțumesc! Mă aflam pe-a mea cărare, în noapte și-n păcat, când l-am zărit pe acela ce viața mea a salvat. El m-a chemat pe nume, de mână el m-a luat, și am simțit prezența sa, de acum sunt salvat. Povara de păcate, ce greu m-a apăsat, eu i-am dat-o lui Iisus și pace El mi-a dat. Mi-a spus că mă iubește, că m-a răscumpărat, și pentru vina mea cea grea El și-a dat viața sa. Nu mai privesc înapoi pe drum, pe drum suntem noi doi, și cât de greu a fi, cu mine zi de zi mă poartă. Să fiu păzit de rău, El e al meu, El e al său, El este Domnul meu. Când trec prin întristare, cu mine e mereu, îmi întărește pașii, chiar dacă drumul-i greu, păzit eu sunt de Domnul, al meu ocrotitor. Și acum când și simt voios că am un Salvator. Nu mai privesc înapoi pe drum suntem noi doi, și cât de greu ar fi, cu mine zi de zi mă poartă în brațul său. Să fiu păzit de rău, El e al meu, El e al său, El este Domnul meu. Nu mai privesc înapoi pe drum suntem noi doi, și cât de greu ar fi, cu mine zi de zi mă poartă în brațul său. Să fiu păzit de rău, El e al meu, El e al său, El este Domnul meu. El e al meu, El e al său, El este Domnul meu. El e al meu, El e al său, El este Domnul meu. De ce crezi că îngăduie Dumnezeu suferința? Spuneai că te-ai întors chiar în suferință și ai trecut prin suferință.
Cred că în suferință omul devine mai sensibil față de Dumnezeu. Începe să-și pună anumite întrebări. Și dacă există. Deci se produc acele fisuri în zidurile pe care și le înalță singur în concepțiile lui. Pentru mine asta însemna suferința. Mi-am pus problema. Și dacă există Dumnezeu. Și cred că suferința este o caracteristică a omului. În cartea Iov se spune că omul este născut pentru suferință. Nu orice om care se naște om va avea parte de suferință. Nu există om care să scape de suferință. Este o metodă pe care Dumnezeu o folosește pentru purificarea noastră, în sensul că ne aduce mai aproape de El. Și în suferință omul este dispus să renunțe la multe lucruri ca să-L cunoască pe Dumnezeu. Ce țeluri ai tu în viață? Bine, sunt foarte multe. Pe ce plan ți-ai dori să afli? Pe plan spiritual, pe plan social? Pe plan spiritual, pe plan personal. Mi-aș dori foarte mult ca oamenii să-L vadă în mine pe Hristos, dar cu adevărat. Deci nu vreau să fie o vorbă. Vreau ca oamenii să zică, așa cum am zis și eu la început când i-am cunoscut pe acei creștini, vreau să fiu și eu ca ea. Adică, cu alte cuvinte, vreau să fiu ca Hristos. Deci Hristos să aibă atât de mult chip în mine, încât oamenii să nu mai zică, uite-o pe Oana Grigore, ci uite-l pe Iisus. Asta este unul din țeluri. Apoi mi-aș dori ca întotdeauna când mă întâlnesc cu oamenii să fiu o alinare pentru ei. Sunt atât de puțini oameni care, în preajma cărora găsești pace și liniște și zâmbet pe buză. Pur și simplu, aș vrea ca în prezența mea oamenii să zâmbească. Chiar dacă au probleme, chiar dacă au necazuri, să zâmbească. De fapt, eu sunt un om zâmbăreț și totdeauna sunt cu zâmbetul pe buze, chiar dacă nu întotdeauna problemele de acasă sau sociale mă îndreptățesc. Dar am o melodie în inima mea, o bucurie pe care numai Domnul mi-a dat-o și întotdeauna zâmbetul ăsta este sincer. Pe plan profesional, mi-aș dori să fiu un asistent social bun. Eu plănuiesc să-mi deschid o societate care se ocupe de adopțiile copiilor din orfelinate. Deci ăsta e pe plan profesional. Cred că cam atât. Finalul emisiunii noastre de astăzi, te rog să adresezi un gând bun ascultătorilor Vocii Evangheliei. Mi-ar plăcea. Cred că mulți oameni se gândesc cu privire la ei că sunt ca niște omizi. Mănâncă în voie absolut ce le dorește inima. Și de multe ori îi văd pe creștini ca pe niște oameni înguști la minte. Nu e întotdeauna așa. Vă spun că nu e întotdeauna așa. Am experimentat și eu lucrul acesta. E adevărat, creștinul se înfrânează de la anumite lucruri, dar nu asta este esența creștinismului. Ceea ce vreau eu să vă spun, omida, în momentul în care acceptă să se închisteze în dimensiunile coconului, clar, din ea va ieși un fluture. Acceptați astăzi închistările, îngustimile, strâmtorările, închisorile unui cocon și cu siguranță va ieși un fluture frumos de acolo. Oana, îți mulțumesc pentru bucuria și liniștea din sufletul tău pe care le-ai împărtășit și cu noi. Poate e important acum să notăm faptul că Dumnezeu, prin Iisus Hristos, a pus această bucurie, pace și liniște în sufletul tău pentru toți cei care probabil își doresc să aibă și ei bucurie și pace. Aș spera și aș vrea să-ți spun că nu ai pentru ce să mulțumești. Mulțumești pentru un lucru ieșit din comun, dar pentru un lucru care este firesc... Îți mulțumeam pentru faptul că le-ai împărtășit și cu noi. Cu mare plăcere. Dragi ascultători, vă invităm la ediția de săptămâna viitoare a emisiunii Vieți Transformate. Vă dorim audiție plăcută în continuare. La revedere! La revedere! Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus. Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte. Ai făcut un domn nou din mine. Asta da viață. Dar eu ce să fac cu viața mea? M-am cam săturat de viața. Dar viața asta e frumoasă. Se mai poate schimba ceva în viața asta? Vieți transformate.